Deseori privim la Domnul Iisus Hristos ca fiind un personaj destul de ușor de înțeles. De o vreme încoace, însă am dorit să studiem despre un Iisus Hristos care a fost o pricină de potignire pentru mulți. Scriptura ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos în asemenea perspective, în asemenea situații, încât până și în ziua de astăzi uneori este greu să-l înțelegem. Prietenii mei mă întreabă deseori, de ce nu toți creștinii înțeleg la fel personalitatea și Evanghelia lui Iisus Hristos? Sunt diferite idei, diferite păreri, diferite... Și de fiecare dată mi-aduc aminte că Domnul Iisus Hristos a fost o pricină de potignire pentru mulți. Cu alte cuvinte, o pricină de cădere. Am încercat să surprindem împreună câteva din aceste aspecte. În dimineața aceasta aș dori să mai surprindem unul. Un moment în care poziția Domnului Iisus Hristos ne ia prin surprindere pe toți. Dar înainte să ajungem la momentul acesta din Evanghelia după Matei, dați-mi voie să creez un cadru pentru a înțelege de ce este surprinzătoare acea atitudine a lui Iisus. Săptămâna trecută am vorbit despre chemarea lui Matei. Și am vorbit despre faptul că Matei a dat un ospăț în casa sa și farisei au venit acolo și s-au arătat foarte, foarte surprinși de situația asta și au întrebat pe ucenici, de ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoși? Vreau să-mi spuneți mie ce i-a șocat atât de mult pe farisei. Care era problema de fapt? De ce vedeau ei că este o situație nepotrivită această asociere? De ce? Știți, în mintea lor a încolțit un gând. După ce Mântuitorul a stat de vorbă și a stat la masă cu vameșii și cu păcătoșii, s-ar putea întâmpla ca vameșii și păcătoșii și ceilalți să ajungă la concluzia că de acum încolo e mai ușor să fii păcătos. Nu? Dacă Mântuitorul stă la masă cu păcătoși, de acum încolo e ușor să păcătuiești. Pentru că oricum Mântuitorul va sta la masă cu tine. Vedeți? Farisei încercaseră să creeze un zid, să zică așa, dacă tu vei păcătui, tu nu poți să stai la masă în împărăția lui Dumnezeu. Corect? Dacă tu vei păcătui, tu vei fi despărțit de mântuirea lui Iisus Hristos, de mântuirea lui Mesia. Au încercat să explice lucrul acesta, au încercat să pună în practică, din cauza aceea ei nu stăteau la masă cu vameșii și cu farisei și cu păcătoși. Și iată că vine Domnul Iisus Hristos și se așează la masă cu ei. La ce concluzie puteau să ajungă, deci, vameșii și păcătoși? La ce concluzie? Păi iată că nu e chiar așa de dramatic. Iată că Dumnezeu nu se distanțează atât de mult de noi. Iată că Dumnezeu stă la masă și cu noi. Deci, repet încă o dată, concluzia ar fi fost, e ușor de acum încolo să fii păcătos. Doi. Mai târziu, tot fariseii vor aduce la Domnul Iisus Hristos o femeie prinsă în desfrâu. Și au venit acolo cu gând să o condamne. Mai mult decât atât, au adus-o acolo cu gândul ca Domnul Iisus Hristos să o condamne. Încă o dată, deci... Ei puseseră în practică aceste condamnări pentru a-i face pe oameni să se despartă categoric de păcat. Și faptul că ei ucideau cu pietre pe astfel de păcătoși, ei aveau în mintea lor și în
intenția lor ceva bun. Ei doreau ca măcar să-i facă pe ceilalți să se separe de păcat și să nu mai păcătuiască. Și a dus-o pe femeia aceasta în fața Domnului Iisus Hristos. Pentru ca și Domnul Iisus Hristos să o condamne și astfel să fie un exemplu pentru toți aceia care ar mai face lucrul acesta. Și în timp ce ei așteptau condamnarea aceasta, Mântuitorul i-a condamnat pe ei, pe farisei. Și au plecat de acolo, dumneavoastră știți întâmplarea, n-are rost să mai trecem în revistă, au plecat de acolo rușinați. În final, femeia aceasta Domnul Iisus Hristos a întrebat-o pe femeia aceasta, unde sunt pârâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Și a răspuns limpede, nu m-a osândit nimeni. Pe cum e posibil ca o femeie prinsă în situația aceasta să nu fie osândită de nimeni? Cum e posibil? Știți, uneori ajungem la concluzia noi, când îl vedem pe Domnul Iisus Hristos între noi, că e poate mai ușor să fii vameș astăzi. Poate e mai ușor să fii păcătos astăzi. Apropo, ce ziceți de momentul în care Mântuitorul era crucificat între doi tâlhari și unul dintre tâlhari aude cuvintele acestea, adevărat, adevărat, îți spun ție astăzi, vei fi cu mine în rai. Oare nu cumva au ajuns la concluzia că e mai ușor să fii tâlhar din momentul acela? Dacă tot ajungi în cer. Dacă tot ajungi în cer. Dacă pe ultima sută de metri, acolo, pe cruce, te întâlnești cu Iisus Hristos și Iisus Hristos te iartă. Păi nu e mai ușor să trăiești o viață întreagă de tâlhar și la sfârșit, în 5 secunde, să ajungi în cer datorită lui Iisus Hristos? Nu e mai ușor așa? Spuneți-mi dumneavoastră, aceasta a fost teama fariseilor. Ei s-au temut că oamenilor nu le va mai fi frică de păcat dacă Domnul Iisus Hristos e așa de bun cu ei. Dumneavoastră vă e frică vreodată de situația asta? Păcătoșii sunt speriați până în ziua de astăzi de iad, de purgatori. Și li se spune, pentru faptul că ai făcut asta și asta, vei rămâne în iad și vei pătimi o veșnicie. Din cauza asta oamenii au ajuns să nu mai creadă. Nu mai cred nimic. Nu mai cred nici iadul, dar nu mai cred nici în Dumnezeu. E cum să creadă într-un Dumnezeu care a pus la punct un sistem în care oamenii sunt chinuiți veșnic. Mai rău ca la Auschwitz. Cum să crezi în așa ceva? Purgatoriu este o altă doctrină care spune că chiar dacă vei ajunge în ceruri, totuși tot vei trece prin purgatoriu ca să fii sterilizat de orice urmă de păcat. Ca și cum Iisus Hristos, prin iertarea sa și prin jertfa sa de pe cruce, nu te poate curăți destul. Trebuie să fii curățit prin foc. Cum poți să crezi într-un Dumnezeu care n-are putere să te curețe? Cum poți să crezi într-un Dumnezeu care n-are putere să te ierte? Cum poți să crezi într-un astfel de Dumnezeu în care până la urmă tot trebuie să pătimești pentru ca să ajungi în cer? Repet, trăim într-o societate agnostică care a refuzat să mai creadă datorită modului în care oamenii au fost convinși să nu mai păcătuiască. Credeți că trebuie să ne fie teamă? Credeți că trebuie să ne fie teamă sau nu? Trebuie să ne fie teamă sau nu?
În momentul în care avem de-a face cu un Dumnezeu extraordinar, în momentul în care trăim într-o lume în care păcatul este la îndemână, trebuie să ne fie teamă sau nu? Au existat oameni care datorită fricii l-au părăsit pe Dumnezeu. Au zis, mie nu-mi trebuie un astfel de Dumnezeu. Au existat oameni care datorită curajului l-au părăsit pe Dumnezeu. Au fost atât de curajoși încât au zis, mie mi-ajunge, eu nu vreau să îl cunosc pe Dumnezeu. Există motive și într-un fel și în altul. Există multe motive. Vreau să vă invit să deschideți cuvântul lui Dumnezeu repede la Luca 5. În Evanghelia după Luca, al cincelea capitol, este vorba de un lucru extraordinar și anume de pescuirea minunată. Petru este la un pas de momentul în care Mântuitorul îi va face chemarea să devină pescar de oameni. Dar înainte să-l cheme, Mântuitorul l-a invitat să meargă cu corabia sa în larg și să arunce mrejele. Și a prins o mulțime de pește. În timp ce mrejele erau aproape să se rupă, versetul 9 spune, pe Petru îl apucase spaima. Spuneți-mi mie, vă rog, de ce îl apucase spaima pe Petru? De ce? În momentul acela era sub binecuvântarea lui Dumnezeu. În momentul acela era sub harul lui Dumnezeu. În momentul acela el experimenta cea mai mare minune a lui Dumnezeu pentru sine. Și atunci de ce să-ți fie teamă, Petre? De ce? Vedeți? Aș vrea să facem o diferență acum. O diferență utilă pentru noi. Avem nevoie de această înțelegere. Oamenii au încercat să-i facă pe ceilalți să se teamă de iad, de moarte, de dezastre. Și în felul acesta să-i facă să nu mai păcătuiască. Domnul Iisus Hristos a venit aici, i-a umplut lui Petru corabia de binecuvântări și în momentul când corabia sa era plină de binecuvântări, ce experimenta Petru? Teamă. Și Dumnezeu obține din partea lui Petru o altfel de teamă despre care cerul întreg spune că este începutul înțelepciunii. Dar vreau să vă întreb încă o dată, ce fel de teamă era aceasta? Teama sub binecuvântări. Teama sub har. Teama sub iubirea lui Dumnezeu. Ce fel de teamă? De unde vine teama asta? Încă o dată. Îți umple cerul, casa și viața ta de binecuvântări. Și când ți-e plină casa de binecuvântări, de dă peste ea, în momentul acela Petru, marele apostol, el cade în genunchi plin de teamă înaintea lui Dumnezeu. Cum vi se pare? Teama sub binecuvântările și sub dragostea lui. Vă las să cugetați mai departe. Mie mi se pare că este cel mai frumos paradox pe care eu l-am întâlnit. Un paradox care mă face să înțeleg cum lucrează Dumnezeu în viața mea de creștin. Cum lucrează Dumnezeu în viața ta de creștin. Fariseii încercaseră performanțe spirituale prin disciplina. Prin disciplină. Erau niște perfecți ascultători în mergerea la biserică. Mergeau la biserică întotdeauna. La sinagog, la templu. Respectau toate ritualurile, toate rânduielile. Toate sărbătorile din calendar. Toți sfinții posibili. Evident, ei nu credeau în sfinți. Dar existau atât de multe sabate ceremoniale încât viața lor era plină de astfel de reguli. În legătură cu sfințenia lor, din punct de vedere al formei, erau fără greș.
fără greș. Nu vreau să vorbesc despre ei prea mult. Dar vreau să fac o afirmație. Reușiseră să creeze o sfințenie sau o neprihănire pe care nimeni n-o dorea. Și despre asta aș vrea să vă gândiți. La asta aș vrea să vă gândiți. Fariseii reușiseră să creeze o neprihănire sau o sfințenie pe care nimeni n-o dorea. Cuvântul lui Dumnezeu spune în epistola lui Pavel către romani, capitolul 2, versetul 24, căci din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri, cum este scris. Reușiseră performanțe ale sfințeniei extraordinare. Cu toate astea, nimeni nu dorea sfințenia aceea. Nimeni nu dorea sfințenia aceea. Și eu mă opresc în momentul ăsta aici, pentru că am nevoie eu să mă gândesc. Oare eu cum îl reprezint pe Dumnezeu față de oameni? Ce fel de sfințenie eman eu în jurul meu? În momentul în care colegii mei de serviciu, în momentul în care prietenii mei au de-a face cu mine, omul credinței, oare spun ei, o, eu vreau și eu să am parte de sfințenia asta, sau spun, nu, e el sfânt, dar Doamne ferește. Nu cu mult timp în urmă, un prieten al meu care m-a vizitat, mereu și mereu folosea cuvântul acesta și îmi spunea, vai de mine, dacă sunt sfinți, ăștia-s răi. Ăștia-s răi. Cum vedeți dumneavoastră treaba asta? Dacă sunt sfinți, sunt răi. Auleu, dacă ai de-a face cu sfinți, mai bine să nu te duci acolo. Nu credeți că neprihănirea ar trebui să fie plăcută? Nu credeți că neprihănirea ar trebui să fie dorită? Nu credeți că neprihănirea ar trebui să fie cel mai frumos lucru posibil pe care vreun om l-a putut vreodată găsi? Despre Domnul Iisus Hristos se spune că era cel mai frumos dintre oameni. Se referă la faptul că avea ochii albaștri? Când se spune că era cel mai frumos dintre oameni. Se referă la faptul că era înalt, frumos, cu părul pe spate. La asta se referă? Se referă la faptul că făcea parte din cele mai frumoase poze pe care noi le avem până în ziua de azi? Când se spune că era cel mai frumos dintre oameni? În psalmi. La ce se referă? Vreți să răsfoim puțin psalmul 45, versetul 2. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încingeți sabia, podoaba și slava. Da, slava ta, fi biruitor, suiete în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. De ce era cel mai frumos dintre oameni? Pentru că apăra adevărul, blândețea, neprihănirea. Pentru că ceea ce oferea Iisus Hristos era un tablou extraordinar de care sufletele oamenilor au avut, au și vor avea nevoie. Sufletul tău are nevoie de acest tablou în care Iisus Hristos apără adevărul, blândețea și neprihănirea.
Nenorocirea este că noi oamenii am creat un fel de sfințenie și de neprihănire de care nimeni nu are nevoie. Și împotriva acestei sfințenii și neprihăniri s-a ridicat Domnul Iisus Hristos și a dat-o la o parte și s-a ridicat spunând: nu faceți din imaginea Tatălui meu o imagine de care nimeni nu are nevoie. Lăsați ca imaginea Tatălui meu să fie imaginea de care toată lumea să aibă nevoie, după care toată lumea să tânjească, după care tot să caute. Căutați o astfel de neprihănire, căutați o astfel de sfințenie. De asta are nevoie lumea, de asta ai nevoie tu. De asta am nevoie eu. Și acum vă invit la textul provocator din dimineața aceasta, Matei 5, cu versetul 20. Suntem în predica de pe munte. Este una dintre predicile cele mai șocante ale Domnului Iisus Hristos. Vom discuta despre asta acum, în trecere, în fugă. Dar este un șoc imens. Este un șoc imens pentru natura umană. Și Mântuitorul zice în Matei 5 cu 20, căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Când am citit lucrul acesta, trebuie să mărturisesc că m-a șocat. Nu știu dacă vă șochează pe dumneavoastră. Adică mai neprihăniți ca farisei? Mai neprihăniți ca farisei? Păi ei nici nu mergeau mai mult decât un drum de sabat. Adică îi stabiliseră și cât se cade să mergi în sabat. Dacă cumva trebuia să mergi mai mult, mai bine te lipseai. Ei stabiliseră ce fel de jertfe trebuie stabilite în fiecare situație și țineau de ele cu credincioșie. Se poate mai mult decât atât? Se poate mai mult? Mântuitorul spune că dacă nu veți întrece prin neprihănirea voastră, neprihănirea fariseilor, dacă nu veți lăsa în urmă, dacă prin neprihănirea voastră nu veți face de rușine neprihănirea lor, atunci voi nu sunteți urmașii mei. Cum e posibil lucrul ăsta? Ca și creștini, am ajuns deseori la situația că Iisus Hristos a venit aici pe pământul acesta și pentru faptul că a venit pe pământul acesta, de atunci noi putem să trăim oricum. Ciudată concluzie. Dar am ajuns la concluzia asta. Mi s-a părut că datorită Domnului Iisus Hristos, noi suntem mai în largul nostru. Am citit Scriptura cu niște ochi ciudați. Sunt foarte mulți care au susținut în secolul 2-3 și sunt foarte mulți care au aceeași impresie până în ziua de astăzi, că în Vechiul Testament avem de-a face cu un Dumnezeu mai aspru, mai rău, iar în Noul Testament avem de-a face cu un Dumnezeu mai bun. Că Dumnezeul mai bun ne-a creat nouă o cale mai largă pe care să intrăm, iar în Vechiul Testament a fost o cale mai îngustă pe care au intrat atunci. Deci este mai bine pentru noi astăzi, pentru că calea este mai largă. Ori Mântuitorul spune: aveți grijă, strâmtă este calea, îngustă este poarta și în Noul Testament. Cum e posibil lucrul acesta? Versetul 17 cu care începe Domnul Iisus Hristos să vorbească spune: fiți atenți să nu cumva să credeți ceea ce sunteți ispitiți să credeți, căci eu am venit cumva aici să stric legea sau proroci. Oamenii au crezut asta despre Domnul Iisus Hristos și din cauza asta au stricat legea lui Dumnezeu. În tradiția medievală, creștinismul medieval apusean, au schimbat porunca a doua și a patra. De ce ori fi făcut-o? Care a fost motivul? Nu vreau să critic sau să condamn.
Dar vreau doar să spun, Mântuitorul le-a spus, să nu cumva să credeți că e ceva de stricat, ceva de schimbat, ceva de modificat. Nu cumva să credeți. Eu n-am venit să stric, ci am venit să împlinesc. Fraților, până și sistemul jertfelor n-a fost stricat, ci a fost împlinit în Domnul Iisus Hristos. Crucea nu este întreruperea sistemului ceremonial, ci este împlinirea sistemului ceremonial. Ani de zile, sute de ani, la templul din Ierusalim s-au adus jertfe de animale care au fost, de fapt, desăvârșite prin jertfa lui Iisus Hristos. Noi nu mai aducem jertfe astăzi, nu pentru faptul că noi nu mai avem nevoie de sânge. Noi trăim prin sânge încă, noi încă trăim prin jertfă. Prin jertfă. Numai că noi trăim prin jertfa lui Iisus Hristos și jertfa lui Iisus Hristos a fost atât de completă și atât de mare, atât de puternică, încât nu mai avem nevoie de nicio altă jertfă. Din cauza aceasta eu nu mai am nevoie de sfinți astăzi, nu mai am nevoie de mijlocitori omenești, nu mai am nevoie de preoți. Nu pentru că Iisus Hristos a venit să distrugă preoția din Vechiul Testament sau să distrugă mijlocirea din Vechiul Testament. Nu! Și Iisus Hristos a venit pentru ca să împlinească și să desăvârșească și toate aceste lucruri au fost desăvârșite în El. El este marele nostru preot, atât de mare încât nu mai am nevoie de alți preoți. El este marea noastră jertfă prin sângele său scump și fără pată, mai prețios decât aurul și argintul, astfel încât eu nu mai am nevoie de alte răscumpărări. Mijlocirea sa, jertfa sa, e destulă pentru noi. Astfel încât Sfânta Scriptură poate să spună că este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. E destul. El le-a împlinit în El. Din cauza aceasta, nu mai trebuie să merg să-mi caut alți mijlocitori. Nu mai trebuie să merg pe undeva să-mi procur oameni care să stea înaintea lui Dumnezeu. Nici Fecioara Maria, nici altcineva. N-am nevoie de altcineva. Iisus Hristos este destul de mare. Jertfa sa este destul de prețioasă. Nu mai am nevoie de altceva. Credeți în Iisus Hristos. Folosiți-L pe El. Mai departe, versetul 18, că vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege. O, legea lui Dumnezeu care arată păcatul. Atât de mulți oameni vor să o dea la o parte datorită unui instinct. Unui instinct interior. Nu știu cum să vă spun. Psalmul 119 folosește cuvinte ciudate. Psalmul 119 spune, iubesc legea ta. Cum e posibil lucrul acesta? În ființa mea, în felul meu de a fi, există un reflex spontan. În momentul în care mă întâlnesc cu poliția, în momentul acela spuneți-mi care este sentimentul care îl am. Un sentiment de-a-l ține deoparte. Un sistem și educația noastră românească, da? Se presupune că, în mod normal aici, poliția ar trebui să fie în sprijinul populației. De la o vreme însă îi văd urmărind și aici, în mod ciudat, alte lucruri. Dar nu discutăm despre asta. Revenind, în foarte multe situații, noi avem impresia că legea lui Dumnezeu este acel agent de poliție de care trebuie să fug. Legea lui Dumnezeu mă pune pe fugă. Spuneți-mi, vă rog, de ce trăiesc sentimentul acesta? Tu l-ai trăit vreodată? Sunt numai eu care trăiesc sentimentul ăsta? Tu l-ai trăit? De ce am eu sentimentul ăsta și de ce poate că l-ai tu? De ce? Din cauza că are ceva de condamnat în noi și pentru că condamnă uneori lucruri la care eu țin, vreau să le protejez.
Și atunci mai bine lovesc înapoi în cel ce mă condamnă și lovesc înapoi în legea lui Iisus Hristos și spun că legea nu e bună. Legea nu e bună. În timp ce Apostolul Pavel spune că legea este sfântă, dreaptă și bună. Dar este reflexul meu care spun, mai bine schimb ceva, o iotă sau o frântură de slovă din lege, după cum îmi trebuie mie. Astăzi schimb ceva, mâine schimb altceva. Cei ce suntem aici și ținem sabatul, spunem că asta este excelent. Dar uităm când mâine călcăm o altă poruncă. Spre exemplu, porunca să... Care poruncă? Să nu poftești, da? Când un adventist de ziua șaptea calcă porunca să nu poftești, vreau să întreb, se simte el tot atât de vinovat de călcarea poruncii ca și cum ar fi călcat sabatul? Fraților, nu există poruncă mai mare sau poruncă mai mică. Dumnezeu n-are nevoie de păzitori ai sabatului mincinoși, de păzitori ai sabatului poftitori, de păzitori ai sabatului hoți, de păzitori ai sabatului hulitori. N-are nevoie de așa ceva. Sabatul nu va acoperi niciodată o slovă sau o frântură de slovă din lege călcată cu bună știință de vreunul dintre credincioșii lui Dumnezeu. Și invers. Unul care nu minte, dar care până la urmă nu se hotărăște să treacă de partea lui Dumnezeu prin această sărbătoare a păcii și a sfințeniei numită Shabbat, ceea ce înseamnă pace cu Dumnezeu. Vom putea noi crede până la urmă că vom sta înaintea lui Dumnezeu justificați înaintea lui Dumnezeu pentru faptul că eu nu fur, eu nu mint, și le țin pe toate celelalte? Fraților, Mântuitorul a fost foarte clar când a spus: aveți grijă, eu am venit să împlinesc. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos și vedeți împlinirea Lui. Vedeți împlinirea legii Lui Dumnezeu în viața Lui. Și o împlinire pentru ca să fie de model. O împlinire pentru ca să fie și împlinirea mea la fel. Pentru ca să fiu și eu numit creștin după Hristos, pentru faptul că trăiesc la fel ca El sau la fel cu El. Oricine le va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția cerurilor. Dar oricine va strica unul dintre aceste mici și neînsemnate porunci și va învăța pe oameni să facă așa. Doamne, câtă răspundere au cei ce învață. Câtă răspundere. Cei ce stau pe scaunul lui Moise în fața bisericilor lor vor trebui să dea socoteală de fiecare învățătură pe care au rostit-o și de fiecare suflet care a fost învățat spre bine sau spre nebine. În ziua judecății lui Dumnezeu, Dumnezeu va sta de vorbă cu acești urmași care stau pe scaunul lui Moise și îi va întreba în legătură cu lucrurile pe care le-au învățat pe oameni. Căci vă spun că neprihănirea lui Dumnezeu este mare, frumoasă și de dorit. Și acum, pentru că mai sunt aproximativ 10 minute, aș vrea să vorbesc despre neprihănirea aceasta. Aș vrea să vorbesc despre o neprihănire pe care ar trebui să o dorim cu toată inima. Predica Domnului Iisus Hristos de pe munte, care începe cu capitolul 5, cuvântarea de pe munte și începe cu fericirile, se termină undeva la capitolul 8. Este una dintre cele mai frumoase predici și cele mai angajatoare cuvântări ale Domnului Iisus Hristos. Pietiștii, acea ramură a creștinilor din secolul 7, care au revoluționat pur și simplu creștinismul, au fost aceia care au preluat predica de pe muntele fericirilor și au transformat-o în legea lor, în decalogul lor. Și au zis: această lege trebuie neapărat să se vadă în viața credincioșilor lui Iisus Hristos. Ei au aplicat această lege în așa fel încât au uimit lumea. Ei au aplicat cuvântarea aceasta în viața lor. Vreau să vă provoc astăzi.
Vreau să vă provoc ca pe lângă legea celor 10 porunci pe care Dumnezeu a lăsat-o ca să arate până la urmă neprihănirea și păcatul, vă provoc cu această lege care arată de fapt calitatea neprihănirii și ne învață ce înseamnă neprihănirea prin Harul lui Iisus Hristos. Neprihănirea prin Harul lui. Matei 5, versetul 24. Matei 5 cu 24. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, atunci lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi și împacă-te cu fratele tău. Apoi vino și adu-ți darul. Cu alte cuvinte, mai întâi împacă-te, apoi roagă-te. Mai întâi împacă-te, apoi roagă-te. Am sumarizat așa ca să putem ține minte. Vi se pare normal? De câte ori te-ai dus la rugăciune fără să te împaci cu fratele tău? Fiind supărat pe fratele tău. Și a zis, ei, sunt eu supărat pe fratele tău, dar măcar să mă rog. Măcar să mă rog. Și m-am rugat. Și alții se roagă de ani de zile, pentru că de ani de zile sunt supărați cu fratele lor și nu se împacă. Mântuitorul spune limpede. Mai întâi împacă-te și apoi roagă-te. Aceasta este neprihănirea aceea frumoasă pe care o vrea Dumnezeu. Nu rugăciunea este importantă în momentul în care tu ești supărat cu fratele tău. Nu. Nu. E mai importantă împăcarea decât rugăciunea. Vreau să vă spun limpede, dacă am plecat acasă acum și ne-am hotărât să punem în practică lucrul acesta, ar fi extraordinar. Biserica s-ar schimba. Tu te-ai schimba, eu m-aș schimba. Vreți să o punem în practică? Țineți minte, mai întâi împacă-te și pe urmă roagă-te. Mai departe, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, să n-apună soarele peste mânia voastră. La altarul de seară, când vrei să te rogi, te rog frumos, acolo, lasă-ți darul la altar și du-te și împacă-te cu soția. Da? Împacă-te cu soțul, împacă-te cu vecinul, împacă-te cu fratele tău, împacă-te cu pastorul tău, împacă-te cu diaconul tău, împacă-te cu oricine, împacă-te înainte. Întâi împacă-te și pe urmă roagă-te. Versetul 30. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Despre ce e vorba? În ce context spune Domnul Iisus Hristos cuvintele astea? În contextul în care zice, dacă te uiți după o femeie. Sau în contextul în care e o pricină de despărțire. Matei 5 cu 30. Decât să faci rău aproapelui, mai degrabă să-i faci rău ție. Zic bine? Decât să faci rău aproapelui tău, mai bine fă-ți rău ție. Așa zice, mai bine stai mâna. Cu alte cuvinte, dragii mei, când ești nervos, când ești într-o situație, când vorbești ce nu trebuie, când te uiți în stânga, în dreapta și faci rău aproapelui tău, în momentul în care stai de vorbă cu soția ta și spui cuvinte grele, în momentul acela mai bine ți-ai face rău ție. Pentru că dacă îți faci rău ție, cu tine te rezolvi mai ușor. Pe tine te rezolvi mai ușor după aceea și probabil că ai ajunge în cer cumva. Dar dacă faci rău celuilalt, nu știu cum ajungi în cer. Mai bine taie-ți mâna. Mai bine scoate-ți ochiul. Mai bine fă ceva.
Versetul 37. Felul vostru de vorbire să fie da, da și nu, nu. Fraților, vă rog, de ce un creștin ar trebui să și jure? De ce? Jur pe Dumnezeu că voi face treaba asta. De ce trebuie să facă lucrul ăsta? Pentru că dacă spune doar da, ceilalți nu mai cred. De ce nu-l mai cred? Pentru că de atâtea ori s-a răzgândit, de atâtea ori s-a schimbat, încât atunci când spune, vezi că vin la tine și îți rezolv lucrul ăsta peste 3 zile, ăla știe sigur, aoleo, nici peste 3 săptămâni nu-l mai văd. Îți dau banii înapoi atunci, el nu-ți mai dă banii înapoi nici. Și atunci, ca să aibă credit, spune, în numele Domnului îți spun. Țineți minte, decât să trebuiască să juri vreodată ca să fii crezut, mai bine nu te mai răzgândi. Mai bine nu te mai schimba. Mai bine nu spune, uite, băi, nu că m-am schimbat. Între timp m-am gândit altfel. Decât să te... Eu nu vorbesc despre minciună acum, fraților. Doamne ferește, aia e sub poruncă. Eu vorbesc despre cineva care schimbă făgăduiala. Decât să te schimbi și să ajungi să nu mai fii credibil, decât să pierzi cuvântul tău și să ajungi să juri, mai bine orice s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla, dar nu te schimba. Și în paguba ta, dacă l-ai făcut, rabdă paguba, dar păstrează-ți cuvântul. Fii om de cuvânt, e mai de preț decât orice. Fii om de cuvânt în lumea asta care nu mai are cuvânt. Decât să trebuiască să juri, mai bine nu te mai răzgândi niciodată. Dragul meu creștin, dragă soră sau drag frate, nu te mai răzgândi. Nu merge cu răzgândeala. Nu merge. Va trebui să juri, va trebui să juri pe pământ, va trebui să juri pe cer, pe așternutul picioarelor lui Dumnezeu și nu mai știe lumea cum să te mai creadă. Cum făceam noi când eram mici, jur pe cuvântul meu de... onoare, după aia, nu că ți l-ai pierdut pe care, cuvântul meu de fel, și așa mai departe. De ce să ajunge acolo? Oare Dumnezeu nu ne-a dat un cuvânt în așa fel încât să fim credibili? Nu uitați, Dumnezeu ne crede pe cuvânt în momentul în care ne rugăm. Dumnezeu ne crede pe cuvânt în momentul în care promitem în rugăciune. Dumnezeu ne crede pe cuvânt în momentul în care intrăm în legământ cu El. Dacă oamenii nu ne mai cred, oare Dumnezeu cum să ne creadă? Matei 5, 38 la 40. O, Doamne, e mult aici. Ți s-a întâmplat vreodată să trebuiască să-ți facă cineva dreptate în cearta cu vrăjmașul tău? Cu un vrăjmaș? Da? Ți s-a întâmplat? Sau nu? Văd că nimeni nu mai zice nimic. Probabil că așa ar trebui să se întâmple, să nu mai avem niciun cuvânt înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Dar totuși, ți s-a întâmplat să vrei să-ți facă cineva dreptate în cearta cu vrăjmașul tău? Sigur că da. Da. Numai că aici, de la 38 până la 48, ni se spune așa, decât să trebuiască să faci dreptate în relația cu un vrăjmaș, mai bine fă-i bine. Așa scrie aici. Mai bine mergi cu el 2 mile. Dacă își cere haina, dă-i și cămașa. Dacă te bleastă, mă, tu ce să faci? Să-l binecuvintezi. Decât să vrei să faci dreptate în cearta cu vrăjmașul tău, mai bine, fă-i bine. Și cu asta basta. Așa spune Dumnezeu, nu spun eu. Cum vi se pare? Ce fel de neprihănire e neprihănirea asta? Ce fel de neprihănire e? Când oamenii vor vedea această neprihănire, nu neprihănirea cealaltă, cum să vii la biserică, cum să calci în biserică, pe ce scaun să stai în biserică, cât să cânți la biserică. Asta e o neprihănire cu care oamenii sunt obișnuiți. Dar neprihănirea cealaltă, care n-au văzut-o, pe care o așteaptă ca pe aer, este neprihănirea care, atunci când trebuie să faci dreptate în cearta cu vrăjmașul tău, tu îi faci bine. Fă-i bine! Și neprihănirea asta va fi neprihănirea care va schimba viața mea și lumea aceasta.
Văd că frații mei se pregătesc pentru corul de final. Foarte bine, dar mai avem totuși câteva gânduri. Matei 6 cu versetul 24. Îngrijorările. Da? Îngrijorările. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Când ești îngrijorat. Da, nu se poate. Dați-mi voie să parafrazez. Mai bine sărac decât rob la doi stăpâni. Corect? Decât să slujești la doi stăpâni, unul care trage hăiți și altul care trage cea, și să nu știi încotro să o apuci la un moment dat, că simți că te rupi în două, decât așa, mai bine lipsă, mai bine sărac. Vreți să citim și 7:26? Oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu o casă zidită pe nisip. Aș vrea să închei cu gândul acesta. Dacă ești un creștin de biserică, adică care dai bine doar la biserică, aici când vii în sâmbătă, stai pe scaun și arăți foarte bine, dacă pozezi bine doar la biserică și în restul săptămânii nu împlinești ceea ce spune Dumnezeu, atunci așteaptă-te să ți se dărâme casa. Când ți-e lumea mai dragă. Pentru că o casă zidită pe nisip nu stă. Se prăbușește. Să nu ne așteptăm ca felul ăsta de credință să țină. Vreți să facem recapitularea predicii de pe munte? Mai sunt și alte gânduri. Dar recapitularea predicii de pe munte ar însemna cam așa. Ar suna cam așa. Mai întâi împacă-te și apoi roagă-te. 2. Când te gândești să faci rău aproapelui, prin vorbe, spunându-i nebunule, prostule, sau altceva de felul acesta, când ești pe punctul să faci rău aproapelui, mai bine? Mai bine fă-ți rău ție, dacă chiar vrei. Poate că vei ajunge în cer. Făcându-ți rău ție, vei înțelege puțin și te vei lăsa de obiceiul ăsta. Cumva. Nu știu. Dacă ești pus în vreo situație vreodată să juri, atunci te rog să te îngrijorezi. De ce să te îngrijorezi? Poftim? Pentru că ți-ai pierdut cuvântul. Și decât să trebuiască vreodată să juri, mai bine, ține-te de cuvânt și mai bine să nu te răzgândești vreodată. Asta este boală grea. Creștinul care spune m-am răzgândit. Creștinul care spune m-am sucit. Mai bine nu te suci. Să n-ajungi vreodată să trebuiască să juri. E rău atunci, e rău. Da, al tău să fie da. Cu orice preț. Chiar și împotriva ta. Când trebuie să faci dreptate cu vrăjmașul tău, cu vrăjmașul tău care îți face o mulțime de lucruri, ce se întâmplă atunci? Decât să trebuiască să-ți faci dreptate cu vrăjmașul tău, mai bine? Fă-i bine! Binecuvintează-l! Dă-i și cămașa! Fă-i bine! E mai bine așa! Ține minte! E mai bine! Decât să ajungi rob la doi stăpâni, mai bine? Sărac. În niciun caz așa. Decât să fii creștin de biserică, într-o zi să dai bine la biserică. Cu alte cuvinte, dacă ești un creștin de biserică, ai grijă că... Poftiți? Ți se va dărâma casa. Mulțumesc, sora Cotruță. Fraților, aceasta este neprihănirea pe care oamenii o așteaptă și pe care Dumnezeu o produce în credinciosul care îl iubește pe Iisus. Aduceți-vă aminte de textul care spune: dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor.
să facă Domnul ca cunoașterea Lui să rădească în noi o neprihănire pe care lumea să o iubească, să o caute și să o dorească prin Domnul Iisus. Amin.